Pampers Active Baby menține pielea uscată și protejată până la 12 ore. Antrenarea la somn este una dintre cele mai complicate etape prin care va trece bebelușul tău. Noi am discutat cu blogherița și tânăra mămică Diana Rimis pentru a afla cum a reușit ea să stabilească o rutină, dar și la ce trucuri a apelat pentru a o adormi pe micuța Ștefania. Ștefania este un copil foarte energic, foarte pozitivă, dansează toată ziua, dar totodată și foarte înțelegătoare. Pentru acest lucru sunt recunoscătoare. Cred că am avut marele noroc să am o asemenea fetiță. Foarte greu adorme, îmi ia mult timp să o conving să mergem la somn, dar avem noi careva trucuri care ne ajută. Înainte de toate, noi dansăm. Avem ora de dans pentru a scoate toată energia. Încă o rutină este săritul pe patul părinților. Ea merge mai întâi prin dormitorul nostru, apoi merge în camera ei. Noi răsfoim câteva cărți neapărat. Are o colecție întreagă și privim toate ilustrațiile, toate desenele, comentăm ce vedem în imagine, după care ea se liniștește, își ia biberonul și adorme. Cuticul îl schimbăm înainte de somn să fie uscat, pentru că se menține uscat și curat până dimineața. În mediu doarme cam 12 ore, dar sunt zile când se supra-solicită, când avem plimbări mai lungi în aer liber și poate dormi chiar și 14 ore. Dacă Ștefania este fericită și are un somn lung împlinit, atunci noi suntem fericiți.